numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împăratul Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului care pretutinești toate le întâlnești, Cristierul Bunătăților și Rător de Viață, vinuște să lucrurește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile de sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Părinte, binecuvântați. Noi este Dumnezeu, cu asta har și asta iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Poftiți, bine ați venit. Domnule profesor, Părinte, 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 Nicolae Bodașiu, merg acolo dacă vreți să stați. Preacucernești părinți, domnule profesor Părinte Constantin Ciomăscă, doamna domnilor consilieri, biscă din Cioși, avem să începem anul acesta 2015 cu un șir de seri cu bunicești, foarte puternic, foarte importante și foarte interesante pentru noi. Și acest început îl începem cu domnul profesor Cornel Constantin Ciomăscă. Unul dintre cei mai importanți publiciști ai anilor 90. Întemeitor și director al unor publicații și al primelor posturi de radio private de România, profesor la Facultatea de Jurnalistică. Mentor al unor mari gazetari de astăzi. Cornel Constantin Ciomăscă se retrage prin anii 2000 în chilienul mănăstiri pentru a ieși de acolo cu o carte care avea să spargă tiparele de lin în foarte scurtă vreme un bestseller. De atunci și până acum, cartea sa, Lucrarea, a fost declarată de mai multe ori cel mai căutat roman românesc post-revoluționar, tirajele epuizându-se de fiecare dată cu rapiditate. Timp de 10 ani, scriitorul a stat din nou retras prin sicăstrii și locuri tainice, numai de el știute, pentru ca în iunie 2014 să revină cu o nouă carte, Se întorc morții acasă. Ce s-a confirmat a fi cu mult mai răbășitoare decât cea din tâi. Aceasta este o mică și umilă prezentare a invitatului din seara aceasta, pe care avem marea bucurie să-l ascultăm și să ne împărtășească din tainele neștiute ale vieții trăite de dumneavoastră. Mai înainte, ca să-i dăm cuvântul, o să rugăm pe părintele, pe fratele Stelian Gomboș, să facă o introducere, o prezentare. Mică apoi părintele Bodașiu și apoi dăm cuvântul invitatului nostru. Vă mulțumim că ați venit și participați alături de noi.